Astăzi dimineață în sala sporturilor Romeo Iamandi s-a auzit primul fluier al celei de-a noua ediție a campionatului național de fotbal în sală dedicat structurilor Ministerului Afacerilor Interne, întrecere ce se desfășoară în memoria chestorului Ion Sultănescu. Acest turneu este la noua ediție, participă 10 echipe acea anul acesta din toată țara, avem și echipe din Buzău, poliția locală, aceste poliții la Buzău, SNPC Buzău, jandarmii de la Buzău, IFU Buzău, Centrul Schengen, MEA e aparat central, Ilfov, Galați și chiar așteptăm colegii din Basarabia că au problemă la frontieră, nu știu să stăm la acolo o problemă la frontieră. Precedenta ediție a fost adjudecată de Danubius Galați într-o finală viu disputată în compania colegilor de la Inspectoratul de Poliție al județului Buzău. Ultima ediție a fost câștigată de CS Danubius Galați, 2-0 în finală cu ASEA Buzău. Pot să vă spun că în cele 8 ediții precedente au fost câștigate 4 de clubul nostru, Poliția Buzău, două de Galați, una de Brăila și una de IJJ Ialomița. Turneul este organizat în memoria chestorului Ion Sultănescu, fost comandant la Buzău, inițiatorul mișcării sportive în cadrul acestui inspectorat de poliție. Anul acesta, buzoienii vor să-și ia revanșa, iar trofeul să rămână la Buzău. Sper să câștig echipa la Buzău, aș vrea să câștig echipa mea, mai ales că acum aniversăm SNPC Buzău 10 ani de la înființare, este ediție jubiliară a sindicatului, dar suntem pregătiți cu o gamă variată de premii pentru toate fundațiile și societății care ne-au ajutat, pentru participanți, pentru presă, pentru toată lumea. Sperăm să câștigăm și sper să anul ăsta să rămână trofeul la Buzău. Finala mică va avea loc mâine de la ora 12:50 de minute, iar finala mare de la ora 13:30 de minute. Accesul spectatorilor este gratuit.